Bun găsit, prieteni, sunt Mihai Stepanov cu un video nou despre un site unde se dă la înregistrare 100 de monede. Este o bursă care va începe a lucra în august-septembrie, deci după ce trecem după linkul de referal se deschide așa ceva, unde trebuie să facem cont nou, dacă prima dată ori să ne logăm dacă avem deja cont. Deci apăsăm pe crearea contului. Aici ea va trebui de folosit un cod care vine pe e-mail în momentul după ce creăm cont. Deci, la înregistrare trebuie de indicat nume, prenume. În primul, în a doilea, e-mail-ul care vine mesajul de folosit de dorit Gmail. Apoi parola, repetăm parola, acceptăm condițiile, trecem captcha și apăsăm pe sign in. După aceea, nouă ne se deschide o formă unde trebuie de introdus acel cod. Deci acest cod îl găsiți în e-mail care vine. Eu e-mail-ul mă nu pot deschide, că pe e-mail acela vine și parola totodată care sunt indicată și nu vreau să arăt. Deci și apăsați pe activat. După ce ați făcut acest lucru, se deschide pagina de logare. Unde intrăm cu e-mail-ul indicat și parolul. Păsăm pe captcha. Și apoi pe logare. Indică login. Deci, și apare așa inscripție cu succes, după ce intrăm în cont. Unde, în data, vedem acei 100 de monede. Iar linkul de referală este aici mai jos. Deci, aceasta e situația. În iulie, invităm undeva pe august, septembrie, vom vedea cât vor costa aceste monede dacă va merita de vândut. Deodată, de obicei, prețul este jos, deci se poate de lăsat ca exemplu la unele burse cum e Binance. S-a început la câteva cenți, mai câteva dolari cu 20-30 dolari moneta lor. Deci asta e. Dacă o să vindeți cu câteva cenți, pe urmă că nu o să fie dolari, 10 de dolari moneta, poate să vă pară rău. Deci am vă recomand doar să vă înregistrați sau vă adunați. Apoi timpul va arăta. Cam atât ce am vrut să spun.